Al doilea cel mai mare oraș din țară, poluat peste măsură, nivelul noxelor din Cluj-Napoca depășește limita admisă de 25 de micrograme pe metru cub. Asta arată măsurătorile mobile făcute de un senator USR. Alen Coliban a amplasat și o stație fixă în centrul orașului, ce înregistrează nivelul de poluare cu nanoparticule. Concluziile la care a ajuns politicianul sunt alarmante. Concret, în piața Mihai Viteazul, nivelul de poluare depășește valorile admise de 4 ori, mai ales în apropierea trecerilor de pietoni. Culmea, cetățenii nici măcar nu știu că zi de zi își omoară încet plămânii, și asta pentru că jumătate dintre stațiile de măsurare a calității aerului montate de primărie pur și simplu nu funcționează. Uitându-ne pe datele oficiale disponibile pe site-ul Ministerului Mediului, vedem că dintre cele 4 stații, 2 nu raportează citiri pe acești parametri importanți, cei care țin de poluarea cu nanoparticule. Mai mult, amplasarea acestor stații, dacă se face în preajma unor parcuri sau în zone apropiate de pădure, nu neapărat ne dau date relevante. Senatorul USR a început recent o campanie de măsurare a calității aerului în mai multe orașe din țară, printre care București și Brașov. Senzorii folosiți în acest proiect sunt creați de Radu Motișan, un om de afaceri din Timișoara. Cei doi au pus la bătaie un plan îndrăzneț. Noi avem o țintă pentru 2020, să avem un aer care să aibă o calitate de sub 20 de micrograme pe metru cub pentru acest parametru de PM-uri 2,5. Cel care e aici, care e foarte mare, uite, acum e la 52. Da. Deci el fluctuează, pentru că așa e și e foarte mult curent, în primul rând, aici, dar vedem că și când fluctuează, n-a scăzut niciodată sub 40 de când i-am dat drumul. Ori limita este din 2020 de 20 de micrograme. Problema poluării din cele mai mari orașe ale țării a ajuns și pe masa Comisiei Europene. În urmă cu câteva luni, Uniunea Europeană a deschis o procedură de infringement împotriva României. Concret, țara noastră riscă amenzi uriașe pentru că nivelul maxim acceptat de 50 de micrograme pe metru cub de aer respirat este depășit aproape zilnic în București, Iași și Brașov. Anual, 25.000 de români mor din cauza poluării, potrivit statisticilor.